Am putea avea diabet fără să știm? Studiile arată că pentru fiecare persoană cunoscută cu diabet zaharat, există în lume o persoană care nu știe că are diabet. Care ar fi simptomele care ar trebui să ne pună pe gânduri, să ne trimită de urgență la doctor și să ne determine să ne măsurăm glicemia? Manifestările diabetului pot fi diverse în funcție de tipul acesteia. Există simptome ale diabetului care ar trebui să ne dea de gândit să mergem la medic, însă uneori pot fi atât de discrete că nu le luăm în seamă. Micțiuni frecvente. Micțiunile frecvente indică de multe ori faptul că excesul de glucoză din sânge se elimină odată cu apa din rinichi. Senzația de sete. Senzația de sete pe care pacienții o neglijează consumând mai multe sucuri nu face decât să agraveze boala. Setea crește datorită eliminării masive de apă. Senzația de foame și scăderea în greutate. Senzația de foame excesivă, pentru că pacientul nu poate asimila energia pierdută prin glucoza eliminată prin urină. Și chiar dacă pacientul consumă cantități mari de hrană, el slăbește, deoarece corpul nu le mai poate asimila. Oboseala și crampele musculare. Oboseala și crampele musculare apărute datorită pierderilor de vitamine și minerale odată cu glucoza. Vederea încețoșată. La nivelul țesutului globului ocular se acumulează glucoză. Simptomele dispar la câteva săptămâni de la eliberarea glicemiei. Vindecarea dificilă a rănilor și a leziunilor cutanate. Glicemiile mari afectează imunitatea și capacitatea de refacere a celulelor la nivelul pielii. Furnicături, amorțeli, dureri în repaus. Amorțelile, furnicăturile, înțepăturile, durerile la nivelul membrelor superioare, dar mai ales la nivelul membrelor inferioare și în special apărute noaptea, sunt manifestări ale polineuropatiei diabetice, o complicație a diabetului care trebuie să ne dea de gândit să mergem la medic. Tulburările de dispoziție și depresiile însoțesc și ele de multe ori instalarea diabetului. Însă toate aceste simptome pot fi manifestări și a altor boli, motiv pentru care trebuie să consultăm specialistul. Fiind o persoană cu antecedente diabetice în familie, mi-am amintit de campania de informare pentru prevenția diabetului, campanie derulată la farmaciile Catena. Acolo am găsit o broșură esențială pentru profilaxia diabetului. Și fiind o mare pofticioasă, farmaciștii de la Catena mi-au recomandat și Nucita, un dulce bun, 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 dar fără pic de zahăr. Vi-l arăt! Încercați-l și mai vorbim apoi. Nucita este gustarea ideală indicată în diete și în alimentația diabeticilor.